Pe vremuri, o școală prestigioasă, acum doar niște pereți măcinați de timp și de nepăsare. Faimosul conac din satul Bahmut se transformă pe zi ce trece în ruine, iar autoritățile locale spun că fac tot ce le stă în puteri. Aplică la granturi ori de câte ori se ivește vreo ocazie, însă nimeni nu ar fi interesat să investească în patrimoniul cultural. Celac Malski din Bahmut, construit în secolul al XIX-lea, a devenit o adevărată ruină. Scările sunt distruse, pereții jumuliți, iar coloanele abia de se mai țin. Iar în interior nu a mai rămas nimic decât un spațiu unde se joacă animalele. Construcția conacului, care a aparținut Elizavetei Malski, o dvoreancă de origine poloneză, a început în anul 1876. Clădirea a fost construită într-un stil neoclasicist, cu orientare spre stilul doric și grecesc, din cărămidă și piatră. La începutul celui de-al doilea război mondial, familia Malski ar fi fugit în România, iar din anii 50, conacul a fost transformat în școală. De asta au fost școală vechi, de mult, de români făcute. O rămas așa, știi? Și nu o strică pentru că să rămâi o în pamet, să vadă lumea. Dar e tare frumoasă a fost. Da. A fost o școală de 10 clasă. După ce în 1989 în localitatea a fost construită o altă școală, conacul a fost lăsat de izbeliște. Peste drum de clădirea istorică locuiește mătușa Larisa Gaiduc și ea o fostă elevă a școlii din conac. Aici am învățat, mă, la 7 clasă, dar mi-era dragă când învățam. Și abia eu se juca, aici erau două rânduri de copaci până la biserică. De-a lungul anilor, conacul a fost devastat nu doar de ploi și de vânt, dar și de săteni. O zbună, dar nu e aia că au rămas de râsul lor. Câte s-au oamenii ăștia, au luat și pierdutile s-au luat. Din pragul conacului Celac Malski poți admira panorama satului Bahmut. Imobilul, din punct de vedere a rezistenței, a scăzut, da? Dacă în 2010 noi am costat 25% din fondul construit al conacului, acum dacă au mai rămas 15%. Cu regret s-a distrus, s-a demontat, foarte multe materiale au fost luate de acolo. Autoritățile locale spun că au aplicat la mai multe proiecte naționale și internaționale, dar fără succes. Ultima dată au depus dosarul la un proiect transfrontalier. Încă nu sunt rezultatele acolo, sunt procesul selectare cam lung. Sperăm, poate vom avea noroc și o să treacă. Cum vedem, adică cât e un program unde am putea aplica, întotdeauna mi se trebuie să aplicăm. Pentru reconstrucție, spune primarul, ar fi nevoie de aproape 20 de milioane de lei. De partea cealaltă, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a identificat o serie de soluții pentru renovarea conacului, care ar putea fi transformat într-un centru cultural funcțional. Cred că trebuie să fim deschiși către agenții economici, da, care au finanțe, au idei de valorificare acestui bun. Funcționalități pot fi diferite. Poate fi și o pensiune, și un centru cultural multifuncțional, poate fi și un hotel și un restaurant cu bucătărie tradițională. Ultimul eveniment desfășurat lângă conac a avut loc câțiva ani în urmă, când un grup de artiști a încercat să adune resurse financiare pentru întreținerea clădirii. În 1993, Academia de Știință a oferit conacului din Bahmut statutul de monument de arhitectură protejat de categorie națională.